Au început lucrările de reabilitare a străzilor din municipiul Hunedoara, pentru care Consiliul Local a aprobat încă de la sfârșitul anului trecut documentațiile tehnico-economice. Dacă săptămâna trecută au început lucrările de reabilitare a străzii Cloșca, acum a venit rândul străzii Laminatorului, pe sectorul cuprins între strada Ion Creangă și Bulevardul Rusca. Din punct de vedere tehnic, lucrările de reabilitare a străzii Laminatorului din Hunedoara se realizează pe o lungime a străzii de 212 metri, suprafața carosabilă fiind de 1732 de metri pătrați, suprafața trotuarelor existente reabilitate de 590 de metri pătrați, iar suprafața trotuarelor noi de 140 de metri pătrați. Contractul de lucrări prevede o valoare a investiției de aproape 280.000 de lei.